Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Azi e prima probă la capacitate, la evaluarea națională, nu? Examenul de limba română. Evaluarea, da. Poaftă mult noroc. Așa a aflat și Luca în ce clasă e FIS-ul. Da. Să trăiască Ștefan și să aibă baftă. Da, mulțumesc să fie. Nu știu cum să zic. Examen important. Baftă. Examenul de admitere la liceu, cum era odată. Uh-huh. Ca să înțeleagă toată treapta lumea. Întâi. Da, un moment foarte important, cumplit de important pentru copii. Mi se pare că e ușor sadică toată manevra, toată afacerea. Era și pentru noi, dar mie mi se pare că la 14 ani e prea mare presiunea, știi, pentru practic cel mai important examen din învățământul românesc. Da, mulțumim că nu punem presiune pe copiii care ne ascultă în mașină. Hai mă, că o să fie bine, merge, o să fie în regulă, stai liniștit. Ideea e să nu panichezi dacă ne asculti și te duci la examen. Nu panica, stai liniștit acolo, nu pleca înainte de fluierul final. Ai văzut să dau goluri și în ultimul minut. Poate în ultimul minut îți vine inspirația aia bună. Nu, ieși din sală. Stai acolo cu ei. Chiar dacă ai terminat, da? Chiar dacă ai terminat treaba și ești, zici, mamă, gata, nu știu, stai acolo, mai uită-te, mai, mai citește o dată, încă o dată, că poate mai găsești o virgulă, poate sunt 10 sutim pentru ortografie. Aha. Contează foarte mult. Bine. Și orice ar fi, până la urmă, viața merge înainte. Da. Și după examenul ăsta, viața o să arate altfel pentru mulți. Un studiu la nivel european arată că aproape un sfert dintre tinerii români intenționează să plece din România în următorii 3 ani. Vorbim de, mă rog, tinerii care își ating majoratul, adică după 18 ani. Uh-huh. Este vorba de un studiu extraordinar de extins și de complex, realizat de Uniunea Europeană prin Eurostat. E o cercetare care are, de altfel, o sumedenie de capitole referitoare la studiile, locurile de muncă, la așteptările, la planurile tinerelor generații din toate țările europene. Îl găsiți pe eurofound.europa.eu. Dacă vreți să-l căutați, în fine. Noi ne-am oprit azi la această statistică, adică 23% dintre tinerii români sunt hotărâți să plece din România în următorii 3 ani, încă 1% ar vrea să facă asta, dar se mai gândesc. Adică unii sunt hotărâți, foarte puțin, încă ezită. Și vă reamintesc de situația pe care am întâlnit-o în urmă cu un an, în vacanța de Paște, când au venit aici în studio 7 puști care participau la un concurs de robotică. Erau 6 dintre ei, erau în clasa 12-a, 1 într-a 11-a. Din cei 7, 6 erau, nu că hotărâți, aveau deja și stabilit unde pleacă. Dacă vrei să faci robotică, e mai greu, într-adevăr, aici, dar în rest, eu zic că s-au deschis orizonturile mult și în țara noastră. Întrebarea mea este așa. O să vă rog să vă gândiți un pic și să descrieți, prieteni, cum va arăta, cum credeți că va arăta România peste 10 ani, 10-15 ani, în condițiile în care un sfert dintre tinerii țării vor pleca de aici. Și poate că ar trebui să ne întrebăm și care tineri vor pleca, adică vor pleca cei necalificați, cei care își vor termina studiile, care dintre ei sunt mai tentați să plece, apropo de ce a zis Luca. Din acest punct de vedere, mai am o statistică teribilă pentru țara noastră, evidențiată în același studiu, citat și de publicația edupedu.ro. Doar 16% dintre tinerii români ajung să termine o formă de învățământ superior. Acest nivel este comparabil cu cel din Bosnia-Herțegovina. V-am spus că studiul este pe toată Europa, nu doar pe Uniunea Europeană. Deci noi și bosniecii. Bosniecii sunt pe ultimul loc, noi pe penultimul. Media europeană este de 31%. Deci în Europa media este 31% dintre tineri reușesc să absolve o facultate, în România numai 16%. Revin la întrebare, dar acum cu încă un plan. Cum credeți, deci, că va arăta țara noastră peste vreo 10-15 ani, în condițiile în care avem cei mai puțini tineri care termină o facultate și un sfert dintre tineri vor oricum să plece de aici? Și ca să punem și un accent optimist, totuși, ce credeți că ar trebui să se întâmple în țara noastră pentru că această situație să fie ameliorată? Ce i-ar putea determina pe acești tineri să rămână totuși în România și să contribuie la creșterea acestei țări, nu alteia? 0372069599, sunați-ne să vorbim despre asta. Mesaj audio 0728-3132. Studiul spune dacă tinerii pleacă să și studieze acolo, mă refer la facultate, adică pleacă după liceu și îi studiază acolo. Bună și rămân în țările respective, sau studiază aici și pleacă? Senzația mea e că ei vor să studieze în străinătate. Bună și întrebare. Poate peste 10-15 ani, cu dorul de casă, după ce s-au specializat acolo, se întorc în România. Da, poate că o fi așa.
0372069599. Ce credeți că i-ar putea determina pe tinerii care vor să plece să rămână totuși în România sau să se întoarcă? Și altfel, cam cum credeți că o să evolueze țara asta în condițiile în care unul din patru tineri vrea să plece din țară? Minute, ne-am întors în direct. Da, am început să vină mesaje, telefoane. Apropo de studiu pe care l-am citat, un studiu la nivel european care arată că în România unul din patru tineri este hotărât să plece din țară în următorii ani. Și întrebarea mea este, cum credeți că va arăta țara în condițiile astea, peste 10-15 ani? Și, doi, ce credeți că i-ar putea determina pe acești tineri să rămână în țară? 0372069599, mai spun o dată numărul de telefon și să vorbim cu voi. Hai să vorbim cu Mădălina pentru început. Bună dimineața! Bună dimineața, Mădălina! Bună dimineața! Bună dimineața! Te rog! Sunt părintele unui copil plecat la studii în străinătate, în Olanda, în anul întâi de facultate. Iar vorbeam cu el și îmi descria cu oarecare frustrare. Mama, îmi place aici, facultatea extraordinară, dar mereu sunt privit ca un outsider. Deci chiar copiii care pleacă, le e destul de greu să se adapteze. Și atunci, întrebarea este, de ce pleacă? Cred că asta era și întrebarea nevoastră, de ce pleacă copiii? Așa? Te auzim cu întreruperi. Da? Deci voiai să spui de ce a plecat. Da, mă gândeam aseară, după discuția cu el, de ce o fi plecat. Fiul meu aparține unei societăți, aparține unei familii, în care probabil a existat mirajul străinătății. Mereu mi s-a părut dincolo mai frumos decât în ograda noastră, că dincolo totul e roz și totul zboară într-un mod frumos. Până nu încearcă fiecare membru care vrea chestia asta, până nu constată că nu e ceea ce vrea, mereu va crede că dincolo e mai interesant. Da, interesant. Luca, voi să spui ceva? Da, vreau, Mădălina, să spun că mă surprinde ce spui, fiindcă, din ce știu eu, Olanda este cea mai în vogă destinație pentru studenți români și mă așteptam să fie suficient de mulți acolo încât să nu se simtă stingheri sau marginalizat. Că nu se adaptează toți. Adică unii se simt foarte bine, unii nu. O treime din studenții de acolo sunt români. Îmi povestea mama, sunt în parc și aud vorbind românește. A terminat aici cu note extraordinare, a plecat în Olanda cu mintea deschisă. Și cu toate acestea e un outsider, dar vrea să încerce mai departe până la capăt. Mm-hmm. Ok. Mulțumim, Mădălina. Măcar învață ceva. Luca, cred că nu e vorba de gașcă. E vorba de te duci în Olanda, costă foarte mult studiile acolo, faci un efort foarte mare și te gândești, ok, după ce termin facultatea, unde mă integrez în această societate? Asta nu cu cine merg la bere. Odată ce te-ai dus acolo, zic, mi se pare că e mai ușor decât în alte părți, tocmai cum spunea și Mădălina, o treime sunt români. Oricum mi se pare uluitor, adică și nu înțeleg, nu mă duce capul. De ce opțiunea asta pentru Olanda? Înțeleg că e mai ieftină școala, adică e o problemă cu cazarea și cu viața de zi cu zi, că sunt destul de scumpe, dar școala în sine înțeleg că e suficient de ieftină încât să fie tentantă pentru foarte mulți dintre noi. Bogdan, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Ia zi, Bogdan! Deci eu am doi copii, 12 și 8 ani, nu știu ce vor încă, nu știu nici eu unde să ajungă, dar țara asta noi susține de la, începând de la învățământ până la locurile de muncă. Nu le oferă un învățământ de calitate, nu le oferă la finalizarea studiilor un loc de muncă. Sunt niște facultăți mai bune, nu toate sunt grozave în țara asta, sunt câteva facultăți bune și sunt și câteva licee bune în țara asta, nu toate e adevărat. Iar de muncit okay, în România deja se poate munci pe bani buni și calitatea vieții a mai crescut. Dar noi stăm într-o localitate mai în periferia județului și în periferia țării, unde dificultățile pe partea de învățământ sunt foarte mari. Și cerințele și tot ceea ce înseamnă din punct de vedere școlar sunt reduse la minim. Și atunci copiii mei nu au aceleași șanse și nu au aceleași chestii ca oricare alții din România sau din străinătate. Și atunci ei și în general nu se cere, nu se vrea performanță, nu se mai fac
să-i ajută și să meargă mai departe, să facă ateliere. E foarte posibil, Vlad, ca noi să avem o imagine de format aici în București, unde posibilitățile sunt puțin altfel. În principiu, dacă ai un CV bun și ești pregătit, dacă intri într-o clădire de asta de birouri, s-ar putea să ești angajat, cumva. Dorin, bună dimineața! Bună dimineața, Dorin! Bună dimineața! Vorbesc de pe marginea unei autostrăzi acum, sper că mă auziți bine. Da, te rog. Bun, referitor la ce a spus și antevorbitorul meu dinainte, într-adevăr, pe lângă faptul că sistemul de educație, de învățământ, nu vreau să spun că este la pământ, dar aproape supraviețuiește în conjunctura politică actuală, este o lipsă de apreciere din partea atât a profesorilor, din partea angajatorilor, din partea tot ceea ce înseamnă sistem în România asupra tinerilor. Chiar dacă ai facultate, chiar dacă nu ai facultate. Singura mare diferență care este făcută între sistemul din România și cel din afară este faptul că aici ești apreciat pentru munca ta pe care o depui. E adevărat, se muncește foarte mult. Nu zic că nu se muncește și în România. Se muncește și în România foarte mult, dar nu ești apreciat. Ești o bătaie de joc, ești ca un sclav. Pentru că vorbesc din punctul meu de vedere, care și eu am plecat din România și am fost apreciat pentru munca care am depus-o aici. Copiii mei, îmi pare rău să spun lucrul ăsta, nici nu vor să audă de România. Okay. Deși, cât timp ai plecat? În 2010. Copiii erau foarte mici, erau mici când am plecat. S-au mai schimbat un pic lucrurile, nu foarte mult așa, nu cât ne-am dorit, dar s-au mai schimbat numai chiar ca în urmă cu 15 ani. Bună dimineața, Adrian. Bună, Adrian. Neața. Bună dimineața. Pe scurt, te rog. Am ascultat un pic antevorbitorul. Nu, copiii lui nu vor să mai audă de România. Sincer să spun că am trecut de perioada cu copiii mici și mari. Al meu e destul de mare și a realizat viitorul. Deci am intrat în legătură cu voi. În primul rând, cauzele pentru care aceștia vor să plece ne sunt strict alocate nouă ca părinți. Părinți prin faptul că am permis foarte multe lucruri să se întâmple în momentul în care profesorul și-a făcut datoria. Intervenții, să-i dea notă mai mare, să nu-i dea notă mai mare, ceea ce a dus la scăderea calității învățământului. A doua problemă e legată strict de politic, faptul că nu se creează locuri de muncă pe nicăieri. A construi autostrăzi nu înseamnă că am locuri de muncă. S-a distrus industrie și agricultură. Am nevoie de specialiști, au plecat dincolo. A crescut industria serviciilor și nu chiar s-a distrus. Dați-mi un exemplu cu ce a crescut. Lucrez în industrie. Dragii mei, am 35 de ani în vechime. Păi, uzinele de la Pitești sunt cel mai mare exportator al României, poftim. România este un exportator... Mai departe, în afară de Pitești, hai că te întreb eu de Pitești, Arpechimul, ce e cu el? Arpechimul era totalmente demodat, n-au putut să-l... Este demodat? Măi, să fie de râs. Știți care este cel mai ușor a înfrânge concurența? O cumperi și o distrugi. Și acum, Zaf, îmi spune, nu mai avem... Mulțumesc, îmi pare rău, te-aș lăsa să vorbești, n-am o problemă cu asta, dar, din păcate, ți-am zis de la început că nu mai avem timp ieșit. Mie mi se pare îngrozitor că avem o problemă demografică cumplită în această țară, populația îmbătrânește, copiii nu se mai nasc cât trebuie și chiar și aceștia care sunt, mulți dintre ei vor să plece. Deci viitorul arată, din punctul meu de vedere, îngrijorător. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.